Oamenii mereu au visat să zboare în aer, asemenea păsărilor, și chiar au riscat pentru asta. Zborurile moderne sunt cu mult mai sigure decât călătoriile cu autobuzul. Totuși, mulți oameni până în ziua de azi se tem să zboare, deoarece uneori zborul nu decurge conform planului. Chiar dacă pot fi și surprize interesante, acum veți vedea cele mai interesante momente filmate în aer în timpul zborului. Așa că așezați-vă cât mai comod, pregătiți-vă o limonadă, stoarceți butonașul de like și să începem! Nu e ok. Dacă ați privit pe geam și vedeți ceva de genul, să știți că deloc nu e bine. Nu trebuie să vă panicați, însă e cazul să-i comunicați despre situație stewardesei, însă cel mai probabil ea deja cunoaște despre problema. Un pasager beat. Uneori, cauza unei aterizări de urgență poate fi nu defecțiunile tehnice, ci pasagerii. Pilotul nu putea să continue zborul și a fost nevoit să aterizeze de urgență din cauza unui om beat care nu putea fi calmat. Comportamentul său era imposibil de prezis și echipajul a decis să nu riște. Nu a urcat. Uneori, motorul aeronavei se aprinde încă înainte de decolare. Desigur, în astfel de circunstanțe, zborul e anulat. În timp ce unii pasageri se grăbeau să coboare panicați din avion, alții totul filmau cu telefonul. Capitanul și stewardesa. Pasagerii acestui zbor au fost cu adevărat norocoși și nu doar din cauza că în timpul zborului nu s-a defectat nimic. Acești oameni au devenit martorii unui moment romantic. Capitanul a cerut-o în căsătorie pe o stewardesă frumoasă. Unele femei nu se puteau obține din plâns. Desigur că acest moment a fost unul cu adevărat copleșitor pentru stewardesă și viitorul său soț. Această cerere se poate considera una dintre cele mai originale. Să le urăm multă fericire! Asistent de bord. Noi considerăm că umorul mereu trebuie să fie prezent în viața noastră și nu există situații care nu ar putea fi înfrumusețate cu glume, doar cu condiția că aceste glume nu ofensează pe nimeni. Acest asistent de bord s-a trenat foarte creativ față de datoria sa și noi considerăm că toți au avut de câștigat. Pasagerii nu doar s-au veselit, dar și mai bine au însușit regulile de securitate, iar însuși bărbatul și-a demonstrat talentul de actor. Incendiu în salon. Astăzi, incendiile din cauza pasagerilor se întâmplă foarte rar, însă în anii 60, când în timpul zborului se permitea să fumezi, stewardesele deseori erau nevoite să folosească un stingător de foc. Foc ciudat. Uneori, pasagerii avionului reușesc să filmeze imagini ciudate pe care nimeni nu le poate explica. În acest video putem vedea câteva focuri aprinse de culoare verde. Martorii oculari spun că aceste obiecte pe cer au apărut de nicăieri, iar după de parcă s-au evaporat în aer. Fani contra stewardesă. Stewardesele ne învață cum să rămânem calmi indiferent de situație. Ele știu cum să ascundă sentimentul de frică, agresie, nervozitate. Însă nimeni nu le-a învățat cum să se abțină de la râs în momente jenante. Priviți cum o stewardesă cu greu reușește să povestească despre tehnica de securitate în timpul zborului, din cauza că fanii fotbalului care zboară cu această cursă mereu glumesc. Life. Unii oameni se atârnă sceptic față de youtuberi și nu înțeleg că e un adevărat talent. Majoritatea oamenilor panichează în timpul turbulențelor sau deficiențelor tehnice. Însă youtuberul Martin Martinez, în momentul când viața sa era în pericol, transmitea totul live. El a început filmările după ce o femeie a zburat prin geamul spart. Spre fericire, la bord era un bărbat care s-a remarcat ca un erou. El a salvat restul oamenilor care se aflau alături de geam, iar pilotul a reușit să execute o aterizare de urgență cu succes. S-a defectat. Important e ca inginerii și tehnicienii să se atârne serios față de jobul lor. Ei sunt cei care răspund de funcționalitatea întregului avion, deoarece când pasagerii văd pe geam așa ceva, la sigur nu tare se bucură, chiar dacă Jim Carrey ar fi asistentul lor de bord. Desigur că în timp ce unii panichează, alții filmează video care devin populare pe internet, însă chiar și numărul mare de like-uri și vizualizări nu vor restabili cantitatea de celule nervoase pierdute din cauza celor văzute. Spre fericire, astfel de defecțiuni mici nu duc la consecințe grave. Totuși, puțin probabil că o persoană care a văzut această scenă în timpul zborului va avea încredere în această companie Avia. Bombă. Tipul care a filmat aceste imagini s-a simțit eroul unui film de la Hollywood și nu doar el, ci toți pasagerii acestei curse, totul din cauza că un tip de 25 de ani a declarat că a ascuns o bombă în avion. Poliția era obligată să verifice totul, bomba așa și nu a fost găsită, însă videoul s-a primit superb.
Zgomot ciudat. Cu câțiva ani în urmă, în aeroportul din Mexic, a avut loc un caz ciudat, când angajatul de bord a mers să verifice salonul avionului. Înainte de zbor, el a auzit câteva sunete ciudate, care veneau dintr-un anumit unghi. Bărbatul a verificat fiecare colț, însă așa și nu a găsit nimic. Păianjen. Nu vă bucurați dacă reușiți să ocupați un loc la geam. În locul unei priveliști spre cer, nor și soare, puteți vedea secvențe din filmele de groază. Cum are acest păianjen ajuns pe geamul avionului? Geam înflăcărat. Imaginați-vă ce simte o persoană care privește pe geam și vede un foc ce crește în proporții. Fiți de acord, e dificil în astfel de situații să te abții de la panică. Bine că cei de la bord cunosc cum să se comportă în situații de genul. Stewardesa calmează și instructează pasagerii, iar pilotul efectuează aterizarea de urgență. Turbulență. Indiferent de tot efortul stewardeselor care încearcă să explice că nu trebuie să-și planifice nicio deplasare când avionul intră în zona de turbulență, oamenii oricum sunt foarte speriați și putem să înțelegem. Una e să cunoști despre turbulențe și alta e să le simți. Turbulența e un fenomen natural precum mișcările în automobil pe o stradă cu gropi sau valurile mării. Însă încercați să explicați unei persoane căreia îi se face rău când călătorește pe mare că valurile sunt ceva obișnuit. Da, ea și singura să înțelege, dar nu se simte mai bine. La fel e și cu oamenii care se tem să zboare când avionul ajunge în zona de turbulență. Fulgerul. Fulgerul nu lovește des avionul și mai rar asta e filmat de o cameră video. Pasăre. Avioanele deseori lovesc păsările în zbor. Odată s-a reușit filmarea unui astfel de caz. Șoimi. Bine că vă putem povesti de unde în avion s-au luat 80 de șoimi concomitent. Toate aceste păsări îi aparțin prințului Arabiei Saudite, care iubește să vâneze șoimi. Fun fact, ca să poată zbura fiecărui șoim, i s-a făcut pașaport personal. Șarpe. Dacă pe lângă frica de avioane aveți și alte fobii, spre exemplu șerpei, atunci zborul poate fi un adevărat coșmar, chiar și dacă decolarea și aterizarea va decurge minunat. Imaginați-vă ce au simțit pasagerii acestei curse când au văzut o viperă. Oamenii au reușit să o prindă cu ajutorul revistei și a plapumelor. Până în ziua de azi nu se știe cum a ajuns la bord. Capitanul. Desigur că piloții se îndrăgostesc nu doar în stewardese. Acest bărbat s-a înțeles cu colegii și a ieșit în cabina salonului unde era iubita sa. El a cerut-o în căsătorie și desigur că ea a fost de acord. Despre asta, pilotul imediat le-a comunicat colegilor care la sigur își făceau pentru el griji. Pasagerul și stewardesa. Desigur că puteți să spuneți, ce-i bine lui e pilot, eu nu pot să o cer pe iubita mea în zbor. Însă acest tip nu a căutat motive, pur și simplu a cumpărat un inel, un bilet de avion și a cerut-o. Prieteni, vă prezint canalul cu cele mai interesante istorii din viață, Smart Child. Acest canal postează zilnic videoclipuri maxim de interesante. Nu rata ocazia să vizionezi istoria unui simplu vânzător de telefoane care a devenit un fotbalist renumit sau a unui bătrân care și-a săpat propriul oraș subteran și multe alte istorii care s-au întâmplat pe bune, pe care le puteți găsi pe canalul Smart Child. Linkul îl aveți în descriere. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă vă doriți să zburați cu avionul sau poate deja ați zburat și dacă vă place acest mijloc de transport. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă la M!